droguri, arme, asasini plătiți, trafic de organe. Astea sunt puținele lucruri pe care există pe Deep Web. În episodul acesta, în colaborare cu Klaus și Wolfie, vom fi mai fixați decât pe un singur subiect și anume traficul de pe internetul ascuns. Fără prea multă vorbă, o să începem descriind puțin câteva site-uri de contrabandă de pe Deep Web. Vă voi povesti acum despre o persoană pe care o vom porecli, John, care a avut norocul să se întâlnească față în față cu unul dintre cei mai mari traficanți de droguri internaționali și șef al grupării The Scurvy Crew, acesta cunoscut numai drept Ace. Aranjarea întâlnirii nu a fost una ușoară. După 6 luni de negocieri prin mail-uri și numere de telefon codate, urmate de indicații interminabile prin telefon legate de unde și când să se poată întâlni John cu Ace, aceștia s-au întâlnit în final într-un loc rezervat dintr-un bar. După ce aceștia și-au dovedit identitățile pentru a fi siguri că sunt cine susțin că sunt, au început discuțiile. Ace a început ca un traficant de la colțul străzii, cu încă 4 prieteni, însă după ce 2 dintre aceștia au fost arestați și-a dat seama că era un mod prea riscant de a face bani, așa că a încercat să-i obțină prin moduri mai cinstite, care însă i s-au părut plictisitoare. După o vizită în Australia unde drogurile de calitate nu erau găsite ușor, a aflat de Silk Road, site-ul de unde lumea își comanda marfa acolo. După ce a cercetat o perioadă, și-a dat seama că Silk Road este un loc de încredere, unde își poate vinde drogurile. Și așa și-a început afacerea. A plecat de la a fura opiu de pe un lan poteșat de armată, până la a avea o echipă de zeci de oameni și comenzi din toată lumea. The Scurvy Crew a devenit un nume puternic. Pe măsură ce banii intrau tot mai rapid, membrii Scurvy Crew trăiau un stil de viață tot mai confortabil. Pe scurt, s-au îmbogățit. Însă, la scurt timp după, Dread Pirate Roberts, creatorul Silk Road, a fost arestat de către agenții FBI și astfel a fost închis, la fel și site-ul Silk Road. Dar afacerea lui Ace nu s-a oprit aici, acesta fiind din nou în stare de funcționare pe site-urile alternative, cum ar fi Ship Marketplace sau Black Market Reloaded, dar care în final au fost închise și ele. Dar afacerea lui Ace nu s-a oprit aici. Asociații lui Dread Pirate Roberts au continuat să-l contacteze pe Ace și astfel a fost creat Silk Road 2.0, iar afacerea a continuat. La finalul interviului, Ace a spus că era mai frică să piardă lupta cu autoritățile decât să-și preteacă viața în închisoare. După 2 ore de vorbit însă, era cazul ca cei doi să plece. Prin urmare, Deep Web rămâne unul dintre cele mai periculoase locuri online. Deci, dacă vreți să rămâneți în siguranță, aveți grijă unde intrați. În legătură cu Deep Web-ul, nu vă sfătuiesc să intrați decât pe riscul vostru. Acolo există multe, multe lucruri ciudate, printre care și ceea ce s-a discutat în acest videoclip. Și, până data viitoare, aveți grijă pe ce site-uri intrați, căci s-ar putea să faceți o greșeală mare. We'll tear through.